Revin cu o filmare, au venit la mine doi apicultori. Vă salută Bărladu. Eu, Bărladu, dumneavoastră. Mult noroc și bine v-am găsit. Venim la domnul Costin ca la domnul profesor. Nu, zice așa că închid filmarea. Suntem în tranzit. Nu, spune că ați avut drum, unde ați zis? La camioane, la Georgian, la camioane. Georgian, Grațian. La Târgoviște la sau unde? La Târgoviște să aducem camionul acasă. V-ați făcut un camion apicol și acum vi-l aduceți acasă și în drum a zis să treceți pe la mine. Trecem să te vizităm și pe tine. Da. E, să hai să deschideți un stup, că tot ați venit pe la mine. Ia, ține tu telefonul ca să... Ai fi dat eu drumul acolo să da, merge da, la merge. Nu? Hai să deschidem un familie. Ia de pe partea asta. Nu pe la rău care ne mănâncă. Nu rău, nu. Nu, chiar unul mai blând. Unul mai blând. Am unul care mă fugărește și zici că cătei. Care după asta o să-l urc pe camion, că i-am schimbat cutia, să vede, e cutie corect, de aia corect, de corect, corect, camion. Adică asta a fost un roi. Ia să mă pun într-o parte să iasă și ne-aș gelă. Da, și iată puțin. Nu mă, nu asta mă, că nu-mi trebuie, bă, nu, și el acolo. Trebuie să mă știe. Uite, tonă. Nu ploaie. Gata, mă, că îmi ține lași. Băi, nu mă, da, mi-e poate că nu o vreau. Te-am văzut, vezi, bă, mata acolo. Da, mă, stup aici, filmez, lasă. Deci ăsta o să-l urc sus, e un roi care eu nu l-am ajutat, așa s-a dezvoltat el. Mâncare ce le-ai pus? Uite, turtă. Nu, uite, a rămas hârtia de la turta aia, super protein patty. Da, da, uite, asta e patty ăla. Să știți da, că le mănânc, da, uite, foarte bine le mănânc. Să dulcofruct o știți când văd păi eu, tot de la dulcofruct și asta. Știți când văd eu treaba asta? Până în februarie, să văd ce albine rămâne, cum... Acum toți stupii sunt buni. Să știi că e diferență între stupii care stimulați și stupii care îți lăsați în voia sorții, la mama natură. Deci e diferență. Deci la mine, dacă nu îi ajutam acum cu turte și cu hrană, eu îi aveam varză, fiindcă la mine de o lună de zile nu mai am cules. Deci, dacă nu îi ajutam... Deci la un prieten care e tot așa apicultor... Ia să vedem, avea mâncare de iarnă. N-are. Păi e plin. Nu-i ajunge? E full. Încă ceva. Și ce nu-i căpăcit, posibil să mănânci până când să, da, nu, să lasă gel. Nu-i lasă așa, deci sortez. Ia uite, mi-am pus masca și mă fac de rest. Eu cu mască, voi fără mască. Hai mă, că am și albine care nu înțeapă. În sfârșit, schimba nu, linia. Știi care e secretul? Deci nu-i de lăudat acum. În perioada asta de toamnă, albinele sunt mai blânde. Da, păi. Și doi la mână trebuie să aibă tot ce li trebuie. Dacă să, o, dacă să flămândii, nu mai sunt așa. Albinele-s cu minte. Dacă n-au mâncare, mâncă, mă, frumoasă, Costin. Dacă n-are mâncare, să le vezi cât e agitat. Deci ai de furtișac la mine. Uite, eu, facem o probă, îți las o ramă cu afară să vezi dacă vine le. Nu vine. Nu știu. Știi din ce cauză? Că toți au mâncare. Și nu le mai trebuie. Au mâncare. Corect, 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 corect. Deci ia de ce puiet mai am eu. În cât suntem azi? 26? 26, da. 26 august. O palmă aici, da? Poți să zic o ramă de puiet? Nu, nu. O palmă, palmă de puiet. Domnul. Hai să vedem ce puiet mai am la data asta. Au sprigorile și la tine. Tot așa s-au dis la noi, în cont că ți-ați prigorii. Lasă-le, mă, mai mănânce și ele. Ce să le fac? Mă duc după ele, ce să le fac? Nu, dar trebuie controlate și astea. Ce să le fac? Lasă-le. Aici sigur e cu ou, ou larvar. Da, aici e puțin larvar, tot o palmă, da? Da, da. Deci da, da. Asta și cu aia face o ramă de puiet? Nu faci. Nu, nu. Bă, când iau pe unii, am 7 rame de puiet acum. Tu te bă, dai aici cu 7 rame. Uite, sunt curios să merg și eu să deschid stupul. Eu n-am mai deschis din multe. Deci două palme de puiet. Mai avem și aceia 3 puieți. Da, o ataci tot așa o palmă. Ah, până da, pe aici. Da, da. Cred că da, astea da, 3 și tot nu face aproape cu da, toată. Da, când vii încoace deja din 5 mai mult. Să mai mărești un pic cuiba. Da, să vedem ce se mărește, că de-abia am nicio ramă de puie nu e la urmă. Asta e, la mine eu știu, am încetat, dar eu vă spun o chestie. Deci tupul sănătos, în momentul de față, dacă el și-a văzut că are albina de iarnă, nu mai depune puiet. Când are varoa, când se vede mai slăbit, mai amărât, ăla depune puiet până în noiembrie. Uh-huh. Mulți nu știi asta, să laudă până noi. Nici eu nu știam, că... uite aici un pic mai mult, două palme. Ma, e, asta a, și cu toate da, alea o ramă. Face o ramă zdravănă. O ramă din asta, plină de puiet, adică cum ar fi la mine, toate astea cumulate, că face o ramă, înseamnă o ramă bună de iernat, că iarna e asta strânsă. S-a adună. Aha. Adică mai bine zis și eu, aici cred că am 4 rame deja albine de iarnă eclozată aici, da, adică tânără, restul e bătrână. 4 și cu una care va ecloza din tot puestul, o să ierteze pe 5. Da, păstorul nu da, 5. Ai văzut cum strânge? Păi da, uite, puțin. Unde e păstora? Puțin, păi, mă, mă, într-un colț. Foarte puțin într-un deci colț. Nu-i, zona nu-i slăbuță. E slabă, slabă. Uite, dai, cu asta să hrănește săraca, păi, cu turta. Dacă nu-i, păst- nu-i dai mâncare, nu-i dai... Ce-i ia uite-le și fărstau. Zici că-s dresate. Vezi și fărstau? Da, așa s-a mai avem aceea
puțin, uite, până pe aici, o luat așa. Aproape jumătate de ramă, dar nu e jumătate. Asta e pietru care mai am eu. Ce să mă lau, că e mai mult? Sau? Aici trebuie să fii, trebuie să fii în copalmă. Se fac cam două ore mi. Uite câte polenă. Foarte puțin polenă. Deci da. Cu greu două ore. Ai văzut ce o zis neagică de la Bălț? O găsă și-a lămt un stup 8 rame cu polen. Da, nu, mă păstură. Că mă recăjesc când da, alții au și eu nu am. Nu. Ia. Uite, mai, atâta polen. Uite cum mai are și aici un pic de polen. Hai că se face de două rame cu polen. Dar n-ai o ramă de păstură acolo. Deci cu două rame de puiet. Să fie patru, să ierneze ăsta pe șase, mă admiră. Să ierneze pe șase. Măcar să ierneze pe șase. E, ăsta o să-l duc sus. Știi când se întâlnește cazul cu multă pastură, când nu crește puiet. Deci n-are cine să-l consumi. Ai culesă, ai culesă. Că n-ai culesă, dar nu poți să ai 8 rame. Odată când ai puiet, îl consumă. Nu ți-l... Bă, ce cuminte au fost, mă. Mă, frumos, cumințelele mele. Uite, mă, ce cuminte e. Am venit cu masca. Așa vorbesc și eu cu el, zic, și-mi place timp când vorbesc cu el, fetele mele. Mă, frumoase, normal. Da, mă, frumoase, și mie îmi place lui, când îi dismerg și eu îi vorbesc cu el, că de obicei mă cam duc singur la stup și n-am cu cine vorbi. A venit un cățel cu piciorul tăiat, eu tăiat un handicapat piciorul de aici, și l-am găsit sub dubă la mine. Și acum zic, bă, Dumnezeu te-a trimis unde am dus-o la doctor, avea viermi, am tratat-o. Nu mai. Mai lăsăm filmare? Da, lasă. Ah, filmare, stai așa, sunt primă. Asta nu trebuie tăiat o leacă, dar nu știu dacă... Da, în primăvară. Cel mai bun polen de la tine, la mă. Și am mai luat dintr-o... Ai deschide domnul Costin un stop. Ați luat de la mine polen? Da, am mai vorbit la telefon. Trebuia să ne întâlnim la târgul Apicol. Și te arăt eu modelul de stup care l-am. Mergem la București acolo la târg. Nu, nu-i vine... Deci fii atent, știi ce e aici? Roi făcut pe o ramă pe 24 iulie. Suntem în 26, o lună de zile, da? A zis unii că n-are cum. Cum, mă, într-o lună l-ai făcut pe 3 ramă de la o ramă? Dar l-a ajut, bă, tată. O, ce fărstă proteină, ce fărstă turta. Ne-a ajutat, ia uite-le cum mănânc. Vezi cum era urată în prezent? Deci asta e regina de la Oprea. Uite ce a mâncat. Uite pe acolo pungul. Corect. Mănâncă, asta de n-are treabă. Și cutiuța. A fost matca. Uite așa pune din pătrate de să le pun deasupra, ca să circule albina. Se da, poate să iei cât tot. Vrei, eu nu fac economie la albin. Uite, asta e super proteină, fratea, da? Cam moaie așa. Ia să vedem, ce ai făcut aici? Până cu... Tai o pilit de sub. Dar nu, că e aia care e cu hârtie. E cu hârtie, a rămas o de-asta de la Island. Oricum, nu Ernestul, o să-i pun altă cutie. O lor pe camion pe ăsta. E regina de la Oprea și pe asta le țin. Toate 10, nu? Da. Uite să vezi puietul ăsta mai mult decât... Are și aici, vedem, are și aici o palmă. Aici. Ba da, are aici. Aici are puțin mai mult. Dar ăsta este roi făcut dintr-unul de la care n-a mers de sus. Deci, înțelegi, am luat de acolo albină și am făcut un roișu. Și o să-l duc înapoi pe camion. O, și regina aia acum? Ba da. O, și lunești cu... Și ăla e unificat. Îl lunesc înapoi. În octombrie. Mai încolo, când e frig. Și mi-am făcut o familie bună cu regina tânără. Aici e luat mult mai mult. Și următoarea ramă. Aici a curs turta. A curs turta. Uite, totuși am văzut unul cu polenul. Uite, așa. Are puiet acolo, cred că în centru. O fi o oată acolo, are cred că nu. Are jumătate ramă aproape. Este. Da. Uite și mălcăța. E galbenă. E galbă, e să îngălbeni, săracă. Uite. Aici e numai larvar, vezi? Da. Dar chiar nu mai vedeți ouăle bine, că tot timpul spuneți. Nu prea, nu, la ouă nu prea le văd. Eu m-am ce căutat la stup dacă n-am ochelari. Cu ochelari le văd, dar nu prea țin. Nu plec, nu, mă întorc acasă dacă am uitat ochelari, pa. Uite și asta e bună. Dar atenție, vedeți cum îi țin strânși? Deci cu cât e mai mic stupul, țin mai strâns eu. Adică uite-l, să stea albina îndesată. Să-și păstreze microclimatul. Vezi la mine puiet văros? Când iau pe unii, puiet văros, puiet văros. Păi dacă bași 7 rame, ele de 3 rame și tu-i bași 7. Cum să-mi fie puiet văros? Părește artificial. Li drag să vadă rame goale. Lem, uite, 3 rame. Plării. Altul acuși ce făcea? Bagă-i două foițele ăsta sau bagă-i două. Nu, tata, lasă-l așa. Să-l văd eu după diafragmă că a clădit și îl cred. Dar nu mai clădește acum, gata. Nu mai stă, nu.
Acum doar și ce îi clădește? Propolis, propolizează masiv. Propolizează. Eu am plasa aia pe dânsă deasupra. Păi n-am făcut nicio, facem o filmare amândoi. Păi, dar nici nu o pun, doar dacă tot rămâne de iarnă, și nu astea trei, două rame țepene, dacă rămâne de iarnă. Ăla de sus mai face și el două, trei rame. Hai, s-a făcut. Am munit, păi da. Și ăla e stupul tată de iarnă. Și ține cont că e vremea tună avară. Și scuminți, vezi? Nu, acum așa că sunt albinele pe mine. Da, erau cuminți și nici pe mine nu m-a pișcat nici una. Da, dar uite că tu nu. Și am schimbat fundurile, că mi-a zis să tai din... Pun pauză? Da, poți să oprești. Dai stop. Dai stop.